Fie binecuvântat Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Amin. Fie binecuvântată familia cu mângâiere și noi toți cu cercetarea Domnului. S-a citit o pildă arhicunoscută, pilda cu bogatul și Lazar. Și Domnul, cel care cunoaște toate lucrurile, a spus și ce s-a întâmplat în viața asta și a spus ce s-a întâmplat și după ce s-a sfârșit viața aceasta. Narațiunea o cunoașteți. Cei doi au trăit în apropiere, unul bogat, altul sărac, cel din urmă și bolnav. Tristețea bogatului a fost dată de faptul că dincolo a ajuns într-un chin, într-o stare pe care n-a mai putut să o schimbe, sub nicio formă. Nu i-a fost oferită nici mângâierea să-i fie anunțată familia să nu-i calce pe urme. Dar explicațiile au fost date toate. Eu aș vrea să zăbovesc doar asupra acestui aspect. Motivele pentru care omul acesta a ajuns în pierzarea eternă. Cu un scop foarte concret. Pilda a fost pusă și pentru noi. Să n-ajungă nimeni acolo. În discuția ce a avut între loc între el și Avram, s-au spus următoarele. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine. Avram, ca vorbind din partea lui Dumnezeu, i-a spus, adu-ți aminte. Adică nu-i întâmplare. Ceea ce este aici are de-a face cu ce a fost pe pământ. Pentru că viața asta scurtă e decisivă pentru eternitate. Ascultați-mă bine ce vă spun. În viața asta, a cărui capă nu-l știm, se decide veșnicia noastră. În fericire sau în chin. I s-a spus apoi că nu poate fi ajutat. Și din cuvintele bogatului, vă rețin cu două adevăruri. O rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați. Și primul motiv pentru care el a ajuns în pierzare, să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și în acest loc de chin. Înseamnă că el nu a crezut în realitatea vieții de dincolo. Sau poate a crezut, dar nu într-o realitate dictată de dreptatea lui Dumnezeu. Că toate religiile au o gândire despre ceea ce se întâmplă după moarte. Dar după moarte, spune Scriptura foarte clar, că Dumnezeu decide. Și cum spune poetul Petru Cârdei, și fiecare își ocupă locul după cum i-a fost viața, nu cu norocul. La Dumnezeu nu se merge cu speculații sau cu alte lucruri, fiecare își primește dreapta răsplătire. Oare noi credem în ceea ce este scris? Repet, n-a crezut. De aceea a spus fraților săi, adică a vrut să spună, să se transmită fraților săi, să le aducă la cunoștință aceste adevăruri. Vă citesc și al doilea motiv. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, voi reveni. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Adică nu s-a pocăit. N-a crezut și nu s-a pocăit. Pentru că aceste aspecte sunt legate. De aceea mesajul Domnului Iisus Hristos când a venit în lumea aceasta și al apostolilor după el a fost următorul. Vă citesc din Evanghelia după Marcu, din capitolul 1, versetul 15. Pocăiți-vă și credeți. Exact asta n-a făcut și Domnul a spus că trebuie să facem. Să credem și să ne pocăim.
Apostolul Pavel spunea, după lucrarea sa misionară din Asia, vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 20, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă provodesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor, adică tuturor, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Aceste două lucruri însușite ne scapă de chin. Noi oamenii toți, dar absolut toți, suntem vrednici de moarte înaintea lui Dumnezeu. N-a fost pe pământ și nu este niciun om fără păcat. De aceea noi trebuie să ne pocăim pentru păcatele noastre. Aunuia sunt mai multe, altuia sunt mai puține. Scrie în Luca 7 că s-a dus Domnul în casa unuia, era o categorie în vremea aceea care credeau că ei nu sunt păcătoși. Și tot acolo spune Scriptura că a venit o femeie, o curvă, să zice așa pe românește. S-a așezat la picioarele Domnului și plângea. Au năpădit-o lacrimile, i-a inundat picioarele Domnului, n-avea la îndemână altceva, le-a șters cu părul capului. Și gazda zicea, ce profetă este? Nu știe că asta e o păcătoasă, lasă să se apropie de el. La evrei erau niște reguli mult mai stricte. Domnul care știa ce gândește el, că n-a vorbit cu nimeni, i-a spus o pildă scurtă. Un om s-a împrumutat. Un cămătar avea doi datornici, unul e dator 500, altul 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar care din ei va iubi mai mult? Simon a răspuns, doar era logic. Socotesc acelui care i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Vezi pe femeia aceasta? Are multe păcate. S-a pocăit, a plâns, i-a părut rău și i-a zis, păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Cred că femeia a tresărit. Și Domnul s-a uitat spre femeie și a mai zis odată, iertate sunt păcatele. Asta aduce pocăința. Iertarea păcatelor, anularea vinovăției, achitarea celui inculpat. Și îi spune lui care nu se credea păcătos, i-a dovedit Domnul punctual că și chiar în ziua aceea greșise, nu mult cât femeia, dar greșise și el. Și-ar fi avut nevoie de iertare. Este un alt pasaj biblic în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, când au prins o femeie iarăși în imoralitate și potrivit legilor a dus-o la Domnul, gata să o ucidă cu pietre. Și Domnul le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să aruce cel de tâi cu piatra nea? Și le-a dat timp de gândire, timp în care Duhul Dumnezeu i-a cercetat, Ode ne-ar cerceta și astăzi, și fiecare și-a amintit de vina lui că Dumnezeu a lăsat un procuror în noi numit conștiință. Și-au amintit, mustrar de cuget, au ieșit afară. A rămas numai Domnul cu femeia. A zis, nimeni nu te-a osândit. Unde sunt acuzatorii? Au plecat. Și a spus Domnul, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și-a plecat liberă. Nu doar că n-a mai fost arestată, a plecat liberă în sufletul ei. Îmi povestea un frate din județul Sălaj că într-o zi la biserica lor a venit o femeie, nu s-așteptau să o găsească la adunare, era împotrivitoare la pocăință. Și în timp ce vorbea un predicator care era și proroc, i-a zis, ascultă tu care n-ai pace în suflet și noaptea te întorci de pe o parte pe alta și nu poți dormi, Domnul vrea să-ți dea viață, mântuire și pace. Femeia s-a simțit că e vorba de ea, a căzut în genunchi acolo între bânci și la urmă a întrebat, a mea o fă predica. Zis, vă rog să mă botezați, că nu mai vreau să mă chinui noaptea. Și frații au spus, nu, noi nu botezăm așa ad hoc. Trebuie să te gândești, să știi ce ai de făcut, urmezi o vreme, să cunoști și dacă tu crezi că e necesar, o vom face, nu așa cu ușurință. Și a zis, și la noapte tot așa vrea să-mi fie? Și au zis, nu, dacă ceri iertare Domnului, îți recunoști vina, Domnul poate să-ți dea pacea, noi ne rugăm astăzi pentru tine.
Și beata femeie a zis, bine, eu vă ascult. Dar dacă și la noapte mă întorc în pat așa și n-am liniște, mâine dimineață pe capul vostru. Și-au vizitat-o frații a doua zi și au spus, cum a fost? S-am dormit ca un copil scaldat. Dar nu-i vorba numai de o noapte de liniște, e cine iertat și când moare, dorme ca un copil pe care Domnul va scula în ziua aceea, la împărăția care ne așteaptă. Dragii mei, pocăința e lăsată de Dumnezeu, e poruncită ca să fim salvați. A ajuns Pavel la Atena și spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 17, că le-a spus oamenilor de acolo care erau filozofi, oameni de știință, au avut greci, au avut câteva valențe pozitive. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Asta ar fi vrut bogatul să spună fraților săi, pocăiți-vă să nu veniți aici. Da? Și închei ideea citindu-vă ceva din Roman 2. Vedeți, Dumnezeu îi lasă pe oameni să umble pe căile lor, le dă o vreme, libertate. Dar ascultați ce spune Scriptura. Că unii disprețuiesc bogățiile bunătății, îngăduinții și îndelungi răbdarea lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și a trăit bogatul bine și sănătos și Dumnezeu l-aștepta. Măi, poate astăzi te uiți spre cer. Și deci astea n-au picat așa la întâmplare. Dumnezeu mi-a dat sănătate, mi-a dat viață. Care-i starea mea? Dar cu împietrirea inimii tale, citesc textual, care nu vrea să se pocăiască, adică să-și recunoască vina față de Dumnezeu, că pe el l-am supărat. Împotriva lui am păcătuit. Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dar ce rol are credința în acest proces salvator? Dragii mei, vă rog să rețineți un adevăr foarte important. Doar pocăința, în sensul că ne-am căi, ne-ar durea, am recurge și la știu eu ce măsuri să ne canonim, n-ar fi destulă, că noi n-avem cu ce plăti păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Credința înseamnă să credem că a plătit Domnul pentru noi, a fost condamnat El ca să fim noi salvați. Pocăința e față de Dumnezeu și credința este în Domnul nostru Iisus Hristos. S-a produs această substituire binecuvântată. Cum zice profetul Isaia în capitolul 53, păcatele noastre au căzut asupra Lui și titlul Său de nevinovat, de Sfânt al Sfinților, ne-a revenit nouă. Îi mulțumim pentru aceasta. Dragii mei, nu treceți indiferent pe lângă crucea Domnului Iisus. Să privim spre Dumnezeu și să spunem, Doamne, suntem vinovați, mai mult sau mai puțin, dar să mulțumim că ai trimis pe Fiul Său în lume, Fiul Tău, ca să moară pentru noi. Este așa numitul verset de aur a Scripturii, Ioan 3:16, care glăsuiește așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Mărit să fie Domnul! Dragii mei, am gândit la familie, știu că sorana aia s-a pocăit întâi, așa-i? Dumnezeu e moață de-a mea și eu sunt în Apuseni. Apoi s-a pocăit și fratele Nicu. Nu vă știu care cât e de pocăit și nu înseamnă că numai în biserica noastră să pot oamenii pocăi. Pocăința e față de Dumnezeu. Cu El avem de-a face, nu cu oamenii. Noi ne putem justifica cu titluri, cu forme religioase, dar Dumnezeu ne cunoaște inima. Dumnezeu nu ia evidenții de la registrul bisericii, deși trebuie să aparținem de biserică, avem nevoie de Dumnezeu în forma aceasta. Dar El știe ceea ce este înăuntru inimii noastre și este gata să se îndure de noi. Pe lângă ce citim din istorie, am asistat chiar în timpul vieții mele la oameni care s-au pocăit de vina lor. Ca
care au crezut în Dumnezeu, care se simt iertați, mântuiți. Și mai sunt îndemnat de Dumnezeu să vă spun ceva. Dacă suntem sinceri, cu noi înșine și cu Dumnezeu, nu cer confidență nimănui. Noi recunoaștem că am greșit. Și nu-i greu ca să ne vină izvorul de credință citind în Scripturi, că asta i-a spus Avram. Au pe Moise și pe proroci, asta înseamnă au Biblia, citiți-o. Vă rog, citiți-o. Auzeam despre un misionar că avea pe unul care i-a dat o Biblie undeva, nu știu exact pe pământ. Lua fiecare foaie și o răsucea și punea tabacul în ea și fuma. Misionarul a dat o condiție, l-a zis, dacă mi-o dai, eu fumez, că n-aveau hârtie acolo. Și-a zis, băi, te las, dar mai întâi fiecare foaie ce-o fumezi, o citești. O zis, bine, promit. Și-a tot citit, istorie, cum a făcut Dumnezeu lumea, cum a fost cu evrei. Măi, dar când a citit cum a murit Domnul pentru noi, zis că foaia n-a putut-o fuma. Păi, de ce a murit Fiul lui Dumnezeu? S-a dus la misionar și-a spus, spune-mi încă o dată istoria asta a Fiului Dumnezeu. Asta e istoria mântuirii noastre. Mai că diavolul e șiret, vrea să ne pună să amânăm. Cunosc un caz din Ardeal, unul era în război, în al doilea război mondial era pe front și într-o zi de bombardamente și de neguri a zis, Dumnezeule, dacă mă scapi, mă pocăiesc, mă țin de biserică. Dumnezeu l-a scăpat, s-a întors acasă. Da. Lăsat la vatră, tânăr, uitat. Au trecut câțiva ani și într-o împrejurare au ajuns undeva unde Dumnezeu a vorbit într-un proroc și a zis, adu-ți aminte ce mi-ai promis în ziua strâmtorării tale. Eu sunt la nevastă, băi, mă duc să mă pocăiesc, că am promis la Dumnezeu că m-au scăpat toți, au murit în jurul meu. Au mers câteva luni și iar s-au lăsat prietenii. Diavolul ne aduce motive. Și-a mai trecut așa nu știu câți ani și într-o zi, era o zi de vară, se întorcea cu fânul, cu carul, se vedeau semne de ploaie și-a fugit la ceva vecin, se ceară ceva unelte, se bage repede fânul în jură. Acolo era o familie de pocăiți. Se rugau și cum era cald, se rugau cu ușa deschisă. Și a intrat el în întârnați, cum zic ardeleni, în coridorul ăla. Un proroc a strigat, bărbatule, te chem a doua oară și ultima oară. S-a întors tremurând și a zis, băi, eu zic Dumnezeu că e ultima oară. Și iar a început să meargă la biserică și iar s-a lăsat. Și nu a murit atunci, a mai trăit. Și povestea oamenii, am vorbit acolo în zona aceea, stătea pe bancă la stradă, cum să stă la țară și le spunea, măi, duce-viți dacă vă cheamă Dumnezeu, duce-viți la biserică, duce-viți și vă pocăiți. Dai-și tu cu noi. M-a chemat de două ori și am refuzat. O să că nu mai mă cheamă, nu se mai putea pocăi. După moarte nu te mai poți pocăi nici de cum. Dar și în viața asta, dacă pierzi ocaziile, când Dumnezeu te cheamă, când Duhul Dumnezeu te cercetează mai târziu, te pierzi. Dragii mei, eu v-aș dori să ajungeți toți în fericire. Dar mai mult decât mine, mai mult decât cei dragi ca să ne întâlnim cu ei, ne dorește Domnul Iisus Hristos. E asta la cruce ca să ne vadă pe noi în împărăția sa. Dumnezeu ne iartă dacă ne pocăim, nu-și mă aduce aminte păcatele noastre în veci. Și credința că Iisus a murit și s-a plătit prețul, nu mai putem fi acuzați de nimic. Condamnarea, execuția a avut loc. El a murit și spune Scriptura Roman 4, un verset puternic, a înviat pentru că noi am fost socotiți nevinovați. Mărit să fie Domnul, stimată familie, așteptați cu încredere ziua reîntâlnirii. Sora vă așteaptă. Mai presus de toate, Dumnezeu ne așteaptă. Bunul Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne putem pocăi cu adevărat și să credem pe deplin în jertfa Domnului Iisus. Amin.